La sport, un instrument al plăcerilor fetelor și al chinului băieților. În orice sală de crossfit mergeți, o să vedeți niște munți de oameni care pot face legat 35 de tracțiuni, merg în mâini, dar nu pot sări coarda. Și e o treabă foarte penibilă, pentru că la competiție trebuie să sari și nu simplu, ci dublu. Astăzi sărim coarda cu fetele noastre, vă rog să fiți blânzi. Dar dacă vă simțiți bărbații musculoși, coarda se poate obține foarte ușor, iar acasă chiar ai loc să faci asta, indiferent cât de mic este apartamentul. Grijă la bibelouri. Diana, bună dimineața! Neața Dani, neața Răzvan, neața tuturor! Eu le propun să ieșim un pic doar în fața blocului cu o coardă și să ne antrenăm. E vorba de un sfert de oră în care am putea să consumăm până la 200 de calorii, dar bineînțeles să ieșim pe rând și o să vedeți că mai întâi trebuie să stăpânim coordonarea între brațe și picioare. O să facem acum o încălzire. Cel mai mult ne solicită bicepsul, tricepsul și abdomenul. Atunci când sar coarda, ar fi bine să mă încălzesc mai întâi aici, da? Cu fiecare braț în parte, doar din încheietură, Ramona, da? Deci brațul lipit de trunchi, doar din încheietură, abdomenul încordat, inspir pe nas, expir pe gură, hai, mai tare. Acum vreau să sincronizez și picioarele cu o săritură scurtă, da? Un centimetru de la sol, uite aici. Doar pe vârf, super puțin de la sol, un centimetru, inspir pe nas, expir pe gură, corelez brațele cu picioarele, da? Perfect. Hai, să schimbăm și pe stânga să ne încălzim. Și apoi o să trecem la prima tehnică de începători. Inspir pe nas, expir pe gură, bravo. Perfect. Hai, să începem cu prima și cea mai ușoară. Rugămintea mea este să întinzi coarda, să nu te încurci în ea. Și ca să fie lungimea ideală, trebuie să ajungă până în dreptul pieptului. Piciorușele perfect întinse, împing în genunchi, da? Fundulețul încordat. Picioarele blocate, să fie ca niște bete, practic. Și din poziția asta mă ridic foarte puțin de la sol, da? Un centimetru întinse picioarele, Ramona, da? Împinge genunchi, fundulețul strâns. Hai, inspir pe nas, expir pe gură, doar din încheietură. Da? Ține brațele aici, din încheietură. Mai puțin, mai puțin de la sol. Hai, perfect. Hai, ca la... Nu. Ideea era să nu sărim aici, da? Pentru că dacă sar aici, îmi ridic greutatea și e mult mai obositor. Următoarea tehnică ar fi aici cu vârful drept pe sol, da? Și la fel, îmi las greutatea pe piciorul stâng, acesta e întins și ăsta este flexat. Și din poziția asta, uite aici, pe vârf, da? Acum este mai ușor, pentru că în permanență greutatea mea se lasă pe stângul. Piciorul întins, da? Stângul întins, dreptul flexat. Hai, mai întins. Perfect. Hai să schimbăm acum piciorușul, pentru că o să vreau să alternăm. Și în felul ăsta facem săritura de boxer, este foarte întâlnită la box, da? Încălzirea. Hai, schimbăm piciorușul, am fost cu dreptul, cu stângul acum. Perfect. Bravo, mai puțin de la sol. Cât mai puțin să nu obosim. Și acum, cel mai greu, da? Trebuie să le corelăm stâng, drept, stâng, drept. Hai să vedem, Ramona. Doar mă mut de pe un picior pe altul. Mă las greu pe un picior și schimb. Hai, încep eu. Uite aici. Da? Din încheietură. A, exact, exact cum te-am învățat. Hai, pe vârf. Inspir pe nas, expir pe gură. Așa. Sunt 50 de tehnici prin care puteți sări coarda. Uitați-o pe Ramona cu spatele. Super bine. Hai. Ideal ar fi un sfert de oră. 2 minute consecutiv cu un minut pauză. Perfect. Mulțumesc, băieți. Mulțumim.